Hei, 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 salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la cafeluță, la mesajul zilei, la lucruri frumoase, așa că poftă bună la toate acestea. Și să vedem care sunt mesajele care vor să vină din partea spiritului astăzi, așa pe final de săptămână. Ia să vedem despre ce este vorba. E, dacă toți suntem pe final, să fie pe zen, pace și prietenie. Vedem pace în suflet, că dacă este pace în suflet și suntem împăcați cu noi și cu tot ce ne înconjoară, atunci treaba este extraordinar de bună. Ia să vedem care sunt și bilețelele din cea unică pentru astăzi. Să vedem, să vedem. 33, poate ești număr maestru, poate ai număr de destin, cine știe 33, poate e număr apartamentul, poate este vârsta ta, 33 este acolo. Numărul acesta cristic, cum spun unii, iată și racul este vizat. Poate cei în zodia rac, poate vorbim despre pace, liniște în familie. Uf, Doamne, uf, teamă de relații. Uf, da, trebuia să fie ceva, de ce trebuia să fie ceva? Ok, o scoatem noi la capăt până la urmă. Scoatem noi la capăt, o scoatem la lumină. Vedem aici, poate va ieși la lumină teama aceasta de relație. Vezi ce faci cu ea, pentru că sunt niște chestii pe care probabil le-ai și moștenit. Și niciodată, uf, Doamne, să nu spui tu niciodată, pentru că chiar zilele trecute lucram la cabinet cu cineva. În fine, și a ieșit o... blestem era vorba, mă rog, într-o situație anume, dar era vorba despre un auto-blestem. Foarte interesant, pentru că asta noi facem fără să ne dăm seama, ne auto-blestem, facem niște jurăminte acolo care ne vor afecta mai devreme sau mai târziu și noi să spunem că nu avem noroc în viață. Niciodată să nu spui niciodată. Bun, haideți să mergem mai departe și să vedem despre ce este vorba pe calea astrelor. Of, of, măi, măi, vorbim despre niște umbre, vedem energia lui Pluto aici, da, el este cu scorpionul, este cu subconștientul și umbrele acelea care, mă rog, își fac damblalele dacă le lăsăm să facă lucrul acesta, da, de energia trecutului, de nodul sud vorbim aici. În cazul acesta, pentru unii dintre voi, și am găsit, mă rog, numeroase cazuri la persoanele cu care lucrez, de jurăminte și autoblesteme, așa cum am spus, făcute în vieți anterioare, cu care am venit, pe care le-am adus și care ne influențează viața pe care o trăim acum. No, bun, în cazul acesta, despre asta este vorba, nu o să fie pentru toată lumea, să ne înțelegem. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem, dă-i cu pace, zen și prietenie și cu iubire. Vedem susținerea și inspirația din partea spiritului, care îți arată poate ceea ce este de făcut, da, și vedem aici spiritualitatea, casa a noua. Te îndeamnă poate la introspecție, te îndeamnă la meditație, te îndeamnă să găsești niște răspunsuri legate de această situație, pentru că, repet, nu știu, cred, mă rog, credeți, nu credeți, asta este, am văzut sutele de cazuri, da, pe care le lucrez, cât de multe pot influența lucrurile acestea. Poate vei ajunge și tu la o astfel de conștientizare și vei lua măsuri. No, bun, haideți să mergem mai departe și să vedem un Saturn în pești. Vorbim despre o karmă din viețile anterioare pentru unii dintre voi, cel mai probabil legată de familie, da? Nu știu dacă sunteți unii dintre voi care, vorba aia, n-am avut noroc în dragoste sau, nu știu, nu se lipește dragostea de mine, eu niciodată n-o să și bla bla bla. Vedeți cum faceți, căutați și găsiți răspunsurile a ceea ce s-a întâmplat în viețile anterioare, se pot rezolva aceste lucruri fără doar și poate. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem mesajul din partea bănuților. Of, of, măi, măi, da, nu mă așteptam un mesaj atât de profund, dar asta este. Many choices vorbesc bănuții și spun în felul următor: look at your options, uită-te la opțiunile tale, s-ar putea să fie mai multe opțiuni, da, în care, nu știu, poate să investești niște lucruri, oportunități apar în momentul în care tu ești într-o dilemă, vor fi mai multe drumuri, ascultă-ți intuiția, îți spune spiritul, că până la urmă toate drumurile duc la Roma, zic ei, da, toate drumurile duc la tine, dar vezi din toate aceste baloane, din toate aceste oportunități, care este cel mai bun pentru tine. Hai să mergem și mai departe și să vedem ce alte mesaje vor să mai vină pentru astăzi. Trigăre, butoane apăsate. Păi de-aia îți spune să stai pe zen, pace și prietenie. Sunt butoane apăsate pentru că, așa cum am discutat până acum,
sunt niște chestii pe care cel mai probabil le-ai adus din viețile anterioare, că sunt jurăminte, că sunt niște treburi pe care tu ți le-ai făcut singurele acolo. Mă rog, poate ți le-au făcut și alții, nu știu, astea trebuie măsurate, trebuie, nu am de unde să știu, că oricum e mesaj colectiv. Uită-te la lucrurile acestea, că de la rădăcina pachetului vorbim despre credințele tale, vezi ce crezi tu despre relații, vezi ce crezi tu despre partea financiară, despre energia banului și depinde, da? Unde întâmpini tu probleme acolo. Pentru că nu faci decât să proiectezi aceste credințe în realitatea ta și bineînțeles că realitatea ta va fi conformă credințelor și vei experimenta lucruri care nu îți plac. Am mai văzut odată, uite că se repetă acest mountain rus, acest roller coaster, da, emoții și sus și jos, ceva care ți apasă butoanele, dar este un semnal de alarmă că ceva iacătă este poison, este toxic, nu este sănătos. Că vorbim de persoane, dar aici vorbim categoric de ceva energetic, da? Bine, pot fi și persoane în cazul unora dintre voi. Este ceva la care trebuie să te uiți și să schimbi, pentru că altfel nu se poate, te oprește din a primi ceea ce este în jurul tău, vrea să vină către tine, dar această situație, aceste persoane, aceste energii pe care tu le-ai creat și vibrează în câmpul tău energetic, opresc primirea acestor daruri, să spunem, și a abundenței și a iubirii, care este peste tot, la urma urmei, în jurul tău, nu că ar lipsi, nu lipsește de nicăieri pentru nimeni. Ce vrea să vină către tine? Uite, o energie de familie, pentru că probabil unii dintre voi asta vă doriți, stabilitate, familie, angajament. Este scris în ADN-ul nostru să ne dorim lucrurile acestea. Nu s-a întâmplat până acum. Liniște pe viață la mal, dar liniște pe front pentru unii dintre voi. Vrea să se întâmple, dar, repet, este ceva care blochează acolo. Vezi despre ce este vorba. Nu, bun, hai să vedem mesajul din partea doamnei Lună. Ia să vedem doamna Lună cu ce vine. Da, și vine cu energia care se acumulează, se adună și până la urmă se va manifesta. Vezi despre ce, nu, vezi ce energie transmiți acolo, ce anume se adună. Uite gândurile negre, uite umbrele acelea care încă te mai influențează până nu le dibuiești tu și nu faci ceva cu ele, că sunt creația ta la urma urmii. Hai să vedem mai departe ce mai avem. La chakra rădăcină. Aici vorbim, da, despre zona de confort, aici vorbim despre legăturile cu familia și cu strămoșii, pot fi și niște chestii moștenite, oho, și de-astea am găsit în terapiile pe care le fac de numai. Da, sunt chestii moștenite, sunt chestii absorbite, aici e o diferență, da, și alea pe care le-ai creat tu, lucruri care ne influențează, ok? Bun, și vedem și chakra gâtului, pot fi și niște discuții legate de familie sau discuții cu familia care să îți apese niște butoane acolo, nu știu dacă tot te întreabă, auzi, dar tu când te mai însori sau te mai măriți, pentru că vedem 9 de monede, cartea persoanei singure aici, este o chestiuță care pe unii dintre voi, nu știu, vă deranjează într-un fel sau altul. De asemenea, mergem pe partea financiară acum, înainte de a continua. Și vorbim despre niște vești sau niște discuții legate de o investiție sau legate de un plan de viitor care poate să-ți aducă stabilitate financiară. Ai mai multe opțiuni, așa cum ți-a spus spiritul mai devreme, ascultă-ți intuiția. No, Doamne, și 9 de monede și cartea hermitului, da, vorbim despre cineva singur, da, în această situație, dar este cineva singur, de ce? Pentru că există teamă de relație, pentru că mi-e frică să ies de acolo din cochilia și din colivia mea. Și uite, bat pasul pe loc, da, cu 7 de monede. Of, Doamne, of, da, de ce? Pentru că, repet, în unele cazuri sunt niște treburi energetice pe care cel mai probabil le-ai creat în alte vieți și le-ai adus cu tine. Hai să vedem, hai să duc și așa. Ia să vedem despre ce este vorba. Da, uite bătăliile interioare, uite conflictele când vine vorba de a ieși din zona ta de confort. Pe principiu că acolo, în colivia ta, în bula ta, în peștera ta, nu te rănește nimeni, dar tu te rănești singur în fiecare zi. Vorbim despre credințele tale, vedem aici un marele preot, credințe pe care le tot vorbești, le tot verbalizezi. Și eu v-am mai spus și am să repet până să închid ochii pe planeta asta, cât de important este cuvântul. Și v-am mai spus, scrie și în cartea cărților, că la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Înțelegeți odată ce este în spatele acestor metafore date în cartea cărților, că aici este un adevăr foarte profund. Tot ceea ce grăiești și mai pui și emoții acolo și pasiune, tot ceea ce grăiești în eter se manifestă.
Bun, binecuvântează-te în loc să te blestem, pentru că aici am văzut clar că te-ai blestemat ori acum, ori în viețile anterioare și suporți consecințele cuvintelor pe care tu le-ai rostit. Și vedem cartea morții și a transformării și roata norocului. Există șanse extraordinare ca tu să-ți transformi fie partea financiară în ceva extraordinar de frumos, fie să ieși din zona de singurătate, dar totul depinde de cum te binecuvântezi sau te blestem tu de acum încolo. Totul depinde de tine, poți ajunge la succes, victorie, reușită, stai cu tine, gândește-te, meditează, vezi ce anume din tot ce a transmis spiritul aici rezonează cu tine. Cere ghidare, cere ajutor pentru a putea merge mai departe. Uite cum te ține pe loc diavolul acela din a progresa, din a merge pe drumul tău. Ar fi păcat, dar știți foarte bine, totul depinde de tine. Ce dai, aia primești. Dacă dai frică, dacă dai teamă, dacă dai cuvinte nesăbuite acolo, aia vei primi. De asemenea, pentru unii dintre voi există o șansă foarte frumoasă, da, să crească venitul, mă rog, ăsta, financiar, da, pe care tu îl ai. Este ca o recompensă, poate, din partea spiritului, zice spiritul, sunt niște bani care pot veni inclusiv pe partea aceasta, nu știu, legală, moștenire și așa mai departe. Ți se oferă ocazia asta, spune spiritul, de a te rupe de toată povestea asta, dar vrei să o faci sau nu, habar, nu am, tu decizi. Hai să mergem cu Sfântul Osho mai departe și să vedem și el cu ce mesaje vrea să vină. Ok, și vine cu cartea maturității. Păi, fixează țiglele pe casa acolo, bagă-ți mințile în cap și asumă-ți viața. Asta mie mi se pare o chestie extraordinară și am observat că majoritatea oamenilor fug de așa ceva, da? De a-și asuma propria viață. Păi, mi-asum faptul că sunt bătut cu leaca în cap și nu-mi dau seama ce vorbesc, nu-mi dau seama de niște treburi. Dar măcar mi-asum treaba asta și fac ceva să schimb. Cu pași de bebeluș, nici măcar nu mai contează, dar fac ceva. În loc să dau vina pe Dumnezeu, pe dracu, pe nu știu ce, că ne place să dăm vina de numai. Acum e pe treaba asta, știi, că mama, că tata, că traumele din copilărie, da, frate, s-au întâmplat, dar este responsabilitatea ta să faci ceva în această privință. No, gata, că iar mă aprind și trece timpul. Ok, mă știți pe mine că sunt mai cu patos, așa. Bun, și vedem conștiința, da, conștientizarea unor lucruri și anume a puterii tale personale. Doamne ajută, inshallah, să mă uit bine așa să fie și să înțelegi că doar controlând emoțiile tale, felul în care tu răspunzi emoțional la ceva, poate schimba situația în care ești. Și vedem și doiul de cupe, poate fi o conștientizare în legătură cu o relație sau cu relațiile în general. Doamne ajută, inshallah, să mă uit bine. Bun. Și ce mai vedem? Okidoki. Da, ceva vine către tine, așa cum am văzut că este o recompensă, că este o șansă de creștere, primește lucrul acesta. Uite și rănile tale sufletești. De asemenea, cele două cărți îți spun, dacă tu vei oferi lacrimi, mă rog, lacrimi metaforic vorbind, supărare, tot felul de cum complain, mă plâng tot timpul de, mă rog, da, de ce se întâmplă în viața mea și așa mai departe, asta voi primi înapoi. Ceea ce oferi, aia primești. Bun, hai să vedem sfatul de aici. Între timp pregătiți întrebarea sau întrebările pentru spirit. Și spune, check in with your body and release any tension you are carrying. Da, conectează-te la... conectează-te la corpul tău și vezi pe unde se află tensiuni în corpul tău și eliberează-l, eu v-am mai spus. Și această tehnică al codului corpului este extraordinar de... puternică din punctul meu de vedere. Eu lucrez pe mine, o lucrez cu oamenii cu care colaborez. Corpul tău are o inteligență fantastică și toate acele tensiuni, toate acele afecțiuni fizice au în spate emoții captive, inclusiv blesteme de genul acesta care odată ce sunt eliberate, sunt eliminate, corpul tău pur și simplu elimină acea energie și energia în corpul tău va curge lin. Și atunci vorbim despre o stare de armonie și de sănătate. Ia să vedem și amorul Ghebos că vroia el să se ascundă, dar n-are cum. Mamă, îți spune felul următor, vezi că te-ai ascuns sub pălărioiul acela și nu faci decât să vezi stegulețe roșii peste tot. Pentru a ajunge la ceea ce dorești cu adevărat și anume la o relație frumoasă, trebuie să faci un efort și ți-o spus clar despre ce este vorba. Ai sau vei avea parte de iubire adevărată, dar tu nu vezi lucrul acesta pentru că nu vezi decât drobul de sare, nu vezi decât pericole acolo. Pentru că sunt niște treburi pe care tu ți le-ai spus, da, și unii dintre voi sunteți sau urmează să fiți într-o relație unde este extrem de important să lași lucrurile să decurgă natural și să nu intervii cu tot felul de nebunii de genul acela pentru că o vei sabota această relație.
Hai să vedem și cele trei variante de răspuns. Dragii mei, răspunsul cu numărul 1 este nea. Nu, 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 nea, nea, nea. Răspunsul cu numărul 2 este fă pasul, da? Du-te către lucrul acesta, take a chance. Și răspunsul cu numărul 3 este într-un an, da? Este chestie de un an de zile. Dragii mei, acestea au fost mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!